problema legală, cele trei cele pe care le-a dat. Locul doamna director să-i facă o invitație domnului președinte al autorității este la prima, la ședința ordinară, care o avem, dacă e posibil. Foarte bine. La ședința ordinară din 20. Din 20. Să fie invitat la această ședință, din care cred că suntem unici în România, cu cele trei centre nefinalizate, care este legate de acest subiect. Avem un răspuns pentru dumneavoastră. Domnule consilier Virgil Diaconu, vă rog frumos să vă dați răspuns. Ce s-a întâmplat cu acele trei centre? Unde s-a ajuns, deci, la momentul ăsta? Ele au ajuns la un grad de finalizare în jur de 85%. Nu au mai fost bani ca să plătim constructorul. Au rămas undeva în aer. Au fost niște dosare penale legate de cele două, trei pinuri care s-au și terminat. Avem răspunsul de la Autoritatea Națională pentru handicapuri, care ne spune că să facem toate demersurile care depind de noi, să le preluăm în proprietate prin, ca să le putem termina, să le putem folosi. Avem la ora actuală firma care le-a construit și a preluat acele imobile sau terenul pentru construcția imobilor în faliment. Și avem un lichidator care urmează împreună să preluăm acele bunuri în starea care se află acum printr-o structură să le preluăm de la lichidator. Doamne, deci că dumneavoastră sau conducerea aici nu cunoaște bine nimănă. Dar cum cunoaște dumneavoastră, de ce n-ați rezolvat-o până acum? N-am văzut scaunul ăla niciodată. A fost de vicepreședinte. Nu, din cauza faptului că n-a fost pe scaunul ăla. Da, dar nu s-a rezolvat. Era. Nu uite pe oportunitate viitoare. Nu. Eu rog să-l faceți ce am spus. Vis-a-vis de treaba asta, acolo este o gaură, neagră, de circa 1 milion de euro. Nu? Poate, a fi bine pentru a avea o imagine unde ne aflăm, să ne vedem, toți ăștia care ridicăm mâna aici. Doamna director, dacă vreți să mai țineți ședința o oră, vedeți că explica și vă rog frumos, dacă vă dau cuvântul, interveniți. Dacă nu, lăsați-mă că cu domnul Vorteșanu, ține cont de propunerea bunii sale. Eu m-am oprit numai la propunerea făcută, dar l-a invitat pe șeful ăsta la okay. Doamna director, vă rog mult, faceți demersurile să invităm pe cel care conduce Agenția Națională persoanelor cu dezabilități să fie invitat la ședința din 20 decembrie, ședința ordinară, da? Mulțumesc că vă propun supunere la vot, aprobare de principiu pentru planul pe care l-a propus Direcția Generală pentru Asistență Socială Călăraș. Cine este pentru? Se abține cineva? Da. Eu cred că e intrat în mână. Aici o să funcționez.